Doamne, doar harul Tău, îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău, Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer, și Te slăvesc. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Îndeajuns mie, Doamne, cuvântul Tău, îndeajuns mie, Doamne, cuvântul Tău. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Te laud, Doamne, preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Îndeajuns mie, Doamne, dragostea Ta, îndeajuns mie, Doamne, dragostea Ta. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Mă-nchin în fața tronului sfânt, mă-nchin în fața tronului sfânt. Te laud, Doamne, Te preamăresc, și Te slăvesc. Te laud, Doamne, Te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Slăvit să fie Domnul! El merită toată slava, toată gloria, toată cinstea, pentru că El este singurul Dumnezeu și nu este nimeni afară de El. Am venit în dimineața aceasta cu scopul acesta de a-L lăuda și a-L binecuvânta pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El este bun și îndurarea Lui ține în veci. Dumnezeu a fost bun cu noi în dimineața aceasta, ne-a ajutat ca să venim în locul acesta, într-un loc așa de frumos, de binecuvântat, de călduros, chiar dacă afară este frig, ca să putem să-i lăudăm numele, să-i mulțumim pentru oportunitatea aceasta pe care ne-a dat-o și ne-o dăm fiecare zi. Unii n-au parte de ea, alții sunt bolnavi, așa cum am amintit, trec în situații diferite. Sunt noi care suntem aici, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru acest minunat har, că putem să-L binecuvântăm. Aș vrea acum să deschideți Sfintele Scripturi la 2 Corinteni, capitolul 12, voi da citire de la versetul 1 la versetul 10 inclusiv, pagina 1137 în Sfintele Scripturi. Din nou repet, 2 Corinteni, capitolul 12, pagina 1137. Cu toții ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Descoperirile lui Pavel. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că
Omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Așa cum stăm, haideți să intrăm din nou în rugăciune, rugând pe Dumnezeu ca El să binecuvinteze cuvântul care a fost citit, cuvântul care se va propovădui și Dumnezeu să deschidă o ușă de cuvânt în inimile noastre, ca să mergem din locul acesta zidiți, așa cum ne învață cuvântul Domnului, pe credința noastră preasfântă. Cu toții cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare slujba și în special propovăduirea Evangheliei și corul și fanfara și cei care vor cânta, ca Domnul să fie prezent cu ei. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Spun bun venit tuturor care ați ales ca să fiți cu noi dimineața aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem frați care ne vizitează, avem cu noi familia Crăciun, care e cu grupul Speranța, este cu noi în această dimineață. Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea să se pregătească, dacă pot, să laude acum pe Domnul cu o cântare, după care se pregătește fanfară să laude pe Domnul, urmată de cor, să zică Domnul să-i binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul!
Frații noștri, ne bucurăm în această dimineață să putem fi la părtășie cu dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru sprijinul Lui și pentru că în această dimineață a hotărât să fim aici și să ne bucurăm împreună. Pentru cei care nu ne cunoaște, suntem familia Crăciun. Putem să spunem că a venit mai repede Crăciunul la dumneavoastră anul acesta. Suntem din România, din Cluj-Napoca, din Biserica Păstorită de Fratele Ambrozie Pop, din Someșeni. De asemenea, de câțiva ani de zile, împreună cu grupul Speranța, suntem și noi, lucrări de misiune, evangelizări prin România și prin toată lumea și mulțumim Domnului pentru că în această dimineață suntem la părtășie cu dumneavoastră. Aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu împreună în această zi și ceea ce facem să facem pentru lauda lui Dumnezeu și cântarea aceasta cu care vreau să încep ne spune de vremurile care noi trăim, care sunt vremuri din urmă. Putem să vedem în zilele noastre toate lucrurile care se întâmplă, ne spun că venirea lui Iisus Hristos este aproape. Ce ne rămâne nouă? Ne rămâne să ne pregătim, să fim fecioare înțelepte și să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să trăim lângă Tine. Amin. Vremuri din urmă, când păcatul e la culme, și știm că al nostru mire e gata să refină. Să stăm în așteptare, mereu în ascultare, uniți în rugăciune, cu lacrimi și suspine. De să ne pregătim, mai mult să ne sfințim, să avem ulei în candele și rezerve în vase. Să ne păstrăm mereu și hainele curate pentru cer, ce-au fost spălate în sângele sfânt, vărsat cândva pe cruce. De să ne pregătim, mai mult să ne sfințim, să avem ulei în candele și rezerve în vase. Să ne păstrăm mereu și hainele curate pentru cer, și-au fost spălate în sângele sfânt, vărsat cândva pe cruce. Să stăm în părtășie, păstrând credința vie, căci tot mai multe semne se împlinesc în grabă. Curând veniva Domnul pe nor să-și ia mireasa, s-o ducă sus în ceruri, în patria cerească. Haideți împreună! De să ne pregătim, mai mult să ne sfințim, să avem ulei, să avem ulei în candele și rezerve în vase. Să ne păstrăm, să ne păstrăm mereu și hainele curate pentru cer, și-au fost spălate în sângele sfânt, vărsat cândva pe cruce. De să ne pregătim, mai mult să ne sfințim, să avem ulei în
rezerve în vase, să ne păstrăm mereu și hainele curate pentru cer. Ce-au fost spălate în sângele sfânt, vărsat cândva pe cruce. Rezerve-n vase, să ne păstrăm mereu și hainele curate pentru cer. Ce-au fost spălate în sângele sfânt, vărsat cândva pe cruce. Ce-au fost spălate în sângele sfânt, vărsat cândva pe cruce.
Ascultăm corul care va lăuda pe Domnul cu o cântare, iar în urma corului ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Valentin Dumitrescu, Domnul să-l binecuvinteze. Gândeam că noi am început azi serviciul la ora 9, însă nu știu cum se termină. Avem frați care ne vizitează, avem frați musafir, este cu noi fratele Nelu Istrati de la București. Nu ne grăbim să mergem acasă, pentru că la amiază o să servim masa aici sus, toată biserica, cu frații care ne vizitează, să o terminăm când terminăm. Să ne rugăm ca Domnul să fie prezent în tot ceea ce se face în locul acesta și să ne bucurăm de binecuvântările Domnului care se înnoiesc față de noi în fiecare dimineață. Ascultăm corul, după care fratele Valentin. Suntem în săptămâna pe care o dedicăm special mulțumirii, dar aș dori să fim mulțumitori în fiecare săptămână a anului, dragii mei. Să nu dedicăm o săptămână din 53 sau 52, câte are anul, mulțumirii. Să dedicăm fiecare zi din viața noastră mulțumirii, pentru că cuvântul lui Dumnezeu conține promisiuni împlinite deja unele pe care le așteptăm, bazat pe credincioșia lui Dumnezeu, că se vor împlini cu siguranță. Cele mai importante sunt viața veșnică, sunt instalarea împărăției lui Dumnezeu fizică. Ea este instalată acum, dragii mei. Noi facem parte dintr-o împărăție. O împărăție are cetățeni, are un împărat. Nu este numit o democrație cu un guvern. Nu, are un împărat această împărăție și împăratul este Iisus Hristos și noi suntem copiii Lui și slujitori în împărăția Lui. Este aici, dar această împărăție va deveni o împărăție fizică, vizibilă. Va fi ca toate împărățiile politice vor fi eliminate. Este o promisiune care o așteptăm cu încredere. Vedem că în lume avem încercări. Domnul Iisus ne-a promis, nu este o surpriză pentru noi, avem încercări, avem boluri, de câte ori se termină ora de rugăciune, inima mea se sensibilizează și cred că a tuturor voștri care puteți să spuneți Domnului că îți mulțumesc, Doamne, că mă pot ruga pentru alții și nu trebuie alții să se roage pentru mine. Să-i mulțumim Domnului pentru asta, că ne putem ruga pentru alții.
Dacă ne rugăm pentru alții, să ne rugăm cu dragoste, ca și când noi am fi în condiția respectivă, ca și, ca și când copiii noștri ar fi acolo, ca și când părinții noștri, ca și când soția noastră, ca și când fratele nostru ar fi în situația aia. Să-i mulțumim Domnului. Sunt încercări, sunt vremi tulburi și răul răgnește în lume, în exterior. N-avem motive când ne uităm în jurul nostru să fim optimiști, dar lumina Evangheliei, scumpii mei, este singura speranță care o avem noi, dar care o are și lumea. Suntem noi credincioși martori ai lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos să aducem această lumină a Evangheliei în lumea asta care se uită și e în panică pentru că răul crește. Valorile morale, fiecare creează moralitatea lui, fiecare face ce era bine în ochii lui, ce e bine în ochii lui. Răul este numit bine, binele este numit rău. Ce e nobil este numit obscur, este numit bigot, este numit retrograd. Iar progresul este confundat acum cu perversiunea sexuală, cu continuarea genocidului copiilor nenăscuți, omorârea lor. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și este veșnic și este cel care mie îmi dă speranță să ne uităm, vedem răul în lume, însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu are grijă de biserica lui. Copiii bisericii lui sunt aceia pe care porțile iadului nu-i vor birui. Ce înseamnă porțile iadului? Moartea nu-i va înspăimânta, pe lângă faptul că noi suntem chemați să fim ofensivi cu Evanghelia, dar într-un mod blând, respectos, gentil, nu ofensiv, abraziv. Ofensiv în sensul că luăm inițiativa, nu așteptăm să fim provocați și atunci cu abia ne mai întoarcem după un picior pe altul, ce să spun, ce să spun, cum să spun, uite că nu m-am pregătit și nu știu cum să răspund la situația asta care apare în viața mea, ci să luăm inițiativa, dragii mei. Să luăm inițiativa, asta înseamnă să fim ofensivi, să luăm inițiativa și să nu avem ochii închiși la toate prilejurile pe care Dumnezeu ni le pune în față, pentru că El a pregătit fapte bune în care noi să umblăm. Am fost impresionat plăcut când, cu ocazia atacurilor astea din Paris, toată lumea dintr-o dată vorbește de rugăciune și de unitate. Și un jucător din NFL, probabil om bine plătit, vă dați seama, face el o declarație la media și spune: suspendăm un coach că face o rugăciune înainte sau după un meci, dar acum toată lumea se roagă la Paris. Dragii mei, zice el, să fim sinceri cu noi înșiși și să fim consistenți, să recunoaștem pe Dumnezeu, spun eu cu alte cuvinte. Slavă Domnului că sunt oameni ai lui Dumnezeu credincioși și în echipele de fotbal american. Și Dumnezeu să-i țină puternici și să ne facă pe toți slujitori credincioși și curajoși. Pregătiți, competenți să apărăm adevărul Evangheliei, căci adevărul Evangheliei este deasupra tuturor adevărurilor. Când ne uităm la Apostolul Pavel, el a fost un om care a răgnit împotriva Evangheliei, a omorât, a persecutat, a făcut prăpăd în biserică. Dar când s-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu a spus lui Anania din Damasc, l-am ales, a fost inițiativa lui Dumnezeu. N-a fost inițiativa lui Pavel. Inițiativa lui Pavel a fost să-i pună pe creștinii din Damasc în pușcărie. Inițiativa lui Dumnezeu a fost, l-am ales pe Pavel ca să fie martor în fața neamurilor și în fața împăraților. Și m-am uitat la traiectoria lui Pavel și aș vrea să, când înainte de a ateriza în textul de astăzi, să ne uităm puțin și să luăm învățătură. Noi avem privilegiu că stăm pe o fundație pusă de Iisus Hristos, Evanghelia Lui, care El a pus-o și i-a împuternicit pe apostolii Lui să pună cuvântul Său aici. Ei au trecut prin lucruri, prin suferințe, prin persecuții. Toți apostolii au fost martirizați, toți cu excepția lui Ioan. Toți au fost. Au fost crucificați, au fost tăiat capul. Pavel i s-a tăiat capul, a fost executat la ordinul lui Nero. Petru a fost crucificat, a fost pus cu capul în jos, spune tradiția că așa a cerut el, că nu era vrednic de să moară în același fel cum a fost omorât, a executat Iisus Hristos pe cruce. Deci ei au pus această fundație și avem privilegiul acesta că avem o doctrină, avem un adevăr care ne dă speranță, ne conduce, ne dă lumină în viață, pentru care alții au luptat și și-au dat viața, pentru că Dumnezeu i-a însărcinat cu acest lucru. Deci nu avem aceleași misiuni ca apostolii.
Noi nu avem misiunea să punem o fundație a credinței creștine. Aceasta a fost pusă. Dacă cineva a auzit pe cineva că el pune fundații noi ale credinței creștine, să vă depărtați de el, că nu are dreptul. Fundația a fost pusă. Însă noi suntem chemați, cum zice Iacov, să ne luptăm pentru Evanghelia dată odată pentru totdeauna sfinților. Ea a fost dată. Și ne uităm la Pavel și ce învățăm de la el? Vedem că l-a chemat Dumnezeu, îi face o profeție prin Anania, l-a chemat să fie martor la neamul și la împărați. Vedem pe Pavel că spune în capitolul 11 din textul de azi înainte, când spune el prin ce a trecut, prin naufragii, prin bătăi, aproape mort, cu pietre bătut, lăsat ca mort, persecutat, lovit, ostracizat, scuipat. Urma pe urmele Domnului Iisus Hristos, că așa a făcut Domnul Iisus Hristos, prin aceasta a trecut Iisus Hristos. Deci dacă suntem în suferință și dacă suntem persecutați și disprețuiți de lume, să știți că, din cauza Evangheliei, să știți că umblăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Să nu căutăm popularitate de la lume. Și atunci când suferim pentru Iisus Hristos, cum zice Pavel, el găsește plăcere în slăbiciuni, pentru că în slăbiciuni este manifestată puterea lui Dumnezeu foarte bine. Și vom înțelege cum. Deci vedem, el a trecut prin suferințe. Nici o suferință din viața lui. Văd că avem, ne rugăm pentru oameni, pentru Cristi, pentru Andra, pentru sora Olimpia, pentru sora Sabo, pentru Jessica. Ne rugăm, trecem prin suferințe. Dar, dragii mei, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Suferințele acestea nu sunt inutile. Prin ele Dumnezeu ne roagă să ne unim cu aceștia care suferă. Deci este un test al dragostei noastre pentru ei. Uniți-vă, căci poate dacă ne unim, nu știm voia lui Dumnezeu cât de repede vor fi eliminate aceste suferințe. Dar poate că unele din ele întârzie până noi ne unim în rugăciune sincer din inimă să plângem cu ei ca Dumnezeu să vadă într-adevăr suferința aceasta și a împlinit rolul în biserica mea. I-a unit pe frații în dragoste pentru acel frate, pentru acea soră. Poate, nu știu, dar este o posibilitate să ne unim în aceste rugăciuni și să înțelegem că aceste suferințe sunt în planul lui Dumnezeu. Nu sunt ieșite de sub controlul lui Dumnezeu. Pavel a trecut prin naufragii, a naufragiat în Malta. De ce a trecut el prin naufragii? Dumnezeu i-a spus, nu vă temeți că niciunul din voi nu veți muri, că mi-a arătat Dumnezeu într-un vis că toți veți fi salvați. Naufragiem, corabia se va prăpădi, dar niciunul din voi nu veți muri. Era acolo un om, un guvernator, un procurator al insulei, Publius, care avea un tată bolnav și Dumnezeu și-a arătat gloria și suveranitatea lui unui om păgân. De aceea naufragia Pavel. Eu nu știu de ce există suferință în viața ta sau a ta sau a ta, însă suferința aceea este pentru gloria lui Dumnezeu și noi ne rugăm ca Dumnezeu să o elimine la timpul potrivit și să te vindece și să-ți lumineze cărarea. Pavel, când a intrat în pușcărie, în Filipii, el cânta acolo, că se bucura, că știa că era voia lui Dumnezeu, că un înger al Domnului l-a trimis în Macedonia, nu? El vrea să ducă în Bitinia, în nordul Turciei undeva. Dar un înger al Domnului a venit și a spus, du-te în Macedonia, vino aici. Și el știa că e acolo, că l-a chemat Dumnezeu suveran asupra autorităților. Asupra autorităților pușcăriei, asupra autorităților romane locale din Filipii. Și el cânta în pușcărie cu partenerul lui de misiune. De ce l-a trimis Dumnezeu în pușcărie? De ce l-a trimis în Macedonia, în primul rând? A avut o femeie acolo, prima creștină din Filipii, Lidia, și casa ei, întreaga ei casă. Apoi l-a băgat în pușcărie, că era un temnicer care a fost al doilea membru înregistrat în scriptura al bisericii din Filipii, căreia el îi scrie o scrisoare mai târziu. Se pare că biserica asta a crescut, dar aceștia au fost primii doi membri. Lidia, casa ei, și temnicerul pușcăriei, șeful pușcăriei. Deci, de aceea se bucura Pavel, că suferința a fost lucrat glorie pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Era în pușcărie în Roma. Ce scrie el filipenilor de la pușcăria din Roma? Păi, dar să știți că alții cred că au oprit Evanghelia băgându-mă pe mine în pușcărie. Parafrazez puțin aici. Păi nu, că asta sprijină și mai mult cauza Evangheliei. Citiți capitolul 1 din Filipeni. Pentru că acum și casa împăratului știe de unde, în ce cauză sunt eu în pușcărie, știe Evanghelia care o propovăduiesc, care o predic și este familiară cu ea și oamenii devin mai curajoși, acum spune el acolo, și sunt mai curajoși să mărturisească Evanghelia.
Deci ce am vrut să spun aici? Să ne uităm puțin la Pavel. Noi nu suntem apostoli, nu suntem chemați să fim apostoli în sensul punei unei fundații a credinței creștine. Suntem chemați și trimiși. Dumnezeu cheamă oameni și apoi îi trimite pe oameni. Suntem chemați și trimiși să răspândim Evanghelia odată dată pentru totdeauna. Deci în sensul ăsta suntem apostoli, că suntem trimiși. Apostolos înseamnă trimis în limba greacă. Deci, de ce vreau să am început așa? Pentru că aș vrea să înțelegem, așa cum Elisei a spus, s-a rugat Domnului odată și a spus: Doamne, deschide ochii lui Gehazi, că uite-l ce, he freaked out, să uită, vede armata asta asiriană în jurul nostru, he doesn't have a clue, nu vede că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. De aceea aș vrea să ne deschidă Dumnezeu ochii, să vedem că Dumnezeu este pe tron. Și că toate lucrurile care se întâmplă, și bune și rele, pentru copiii lui Dumnezeu, lucrează spre bine, dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Și ridicați-vă ochii din starea asta pesimistă din lume, țintiți-vă ochii spre Dumnezeu, însă stați practici ucenicii ai lui în lumea aceasta. Să nu stăm cu ochii în cer și să fim inutili pentru Evanghelia lui Hristos pe pământul acesta. Aș vrea să vă încurajez, Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă acum să spun aceste cuvinte, căci într-adevăr suferințe interioare în familiile noastre, lumea se duce de râpă, dar să știți că Evanghelia prosperă mai mult în alte zone. Vestul a respins Evanghelia pentru că a primit prosperitatea Evangheliei din cauza cuvântului lui Dumnezeu, din cauza creștinismului, vestul a prosperat și acum îl aruncă. Respinge pe Dumnezeu și ce va veni, vestul va decade. Vestul va decade, dragii mei. Va fi lăsat, va fi cucerit poate de islam. Însă Evanghelia se răspândește și foarte paradoxal se răspândește și în țările musulmane. Acolo să fie un martur al lui Hristos, un evanghelist, este mortal. Dacă te prinde, te bagă ori în pușcărie sau te omoară. Dar cine este cel mai eficient, efectiv predicator în lumea musulmană? Radio, misiunile radio care sunt transmise în farsi, în limba iraniană, în limbile din Middle East, arabică, iar apoi Domnul Iisus însuși, că spun mulți evangheliști credibili, căci mulți musulmani care caută adevărul cu sinceritate s-au întâlnit fie în pușcărie, fie în alte conjuncturi, au avut viziunea ale lui Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus știe că nu poate să fie nu poate să fie misionare acolo. Și atunci se duce el personal în vise de noapte și le deschide ochii și se pocăiesc musulmani. Să ne rugăm ca Evanghelia lui Dumnezeu să fie predicată așa cum știe el, fie el personal să se alate în viziuni, fie radio să se extindă, noi să contribuim cu finanțele noastre, să sprijinim misiuni de radio care predică Evanghelia pe întreg pământul, să fim credincioși cu bunătățile care ni le-a dat Dumnezeu aici, să le folosim pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, capitolul 12 și 11, întreaga epistolă către Corinteni, către biserica din Corint, este o apărare a lui Pavel. Dacă prima epistolă este o corectare doctrinară a bisericii care avea probleme de împărțiri, diviziuni, certuri de partide, avea probleme de doctrină în ce privește cina Domnului, nu știau, făcuseră din cina Domnului o sărbătoare alimentară, să-și fiecare se dădea mai mare cu lucruri de care le aducea la mâncare, uitând total că acolo ei se împărtășeau cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Nu știau, erau haotic, manifestau darurile Duhului Sfânt, se ridica unul într-un colț al bisericii, se ridica altul în alt colț, vorbea unul peste altul, vorbea un limb fără traducere. Și Pavel pune toate lucrurile astea la punct în prima scrisoare a lui către Corinteni. Le adresează, că a primit de la Ecloie, spune el în scrisoare, niște rapoarte despre voi care m-au îngrijorat și scrisoarea asta o scriu ca să vă învăț. Pentru că Dumnezeu mi-a spus să stau în Corint. Uitați-vă la Faptele Apostolilor, capitolul 18, o viziune a lui Dumnezeu a spus: stai aici că am mult de lucru în cetatea aceasta. Și el a fondat această biserică prin anul 50 după Hristos. Dar epistola a doua este o epistolă de apărare, pentru că între timp au fost scrise foarte aproape una de alta, până 54-55 după Hristos. Din Efes prima, iar a doua, după ce a plecat imediat din Efes, apostolul Pavel a scris-o. Este a treia călătorie, în capitolul 13, vedeți, din 2 Corinteni, spune asta, a treia oară când mă duc. Deci a fost Pavel la Corint odată, când vedem prima călătorie misionară în capitolul 18 din Fapte. A mai fost altă dată care nu este menționată nicăieri și asta este a treia călătorie când merge din capitolul 20 din Fapte.
Și scrie între timp iudeii care vreau să altereze Evanghelia, să facă jertfa Domnului Iisus Hristos insuficientă pentru salvare, infiltraseră acea biserică. Uitați-vă cu mine la capitolul 18 din Fapte, pentru că nu putem să citim epistolele lui Pavel corect și să le înțelegem corect dacă nu le citim în paralel cu călătoriile lui misionare. În capitolul 18 zice că iudeii, fiindcă iudeii se împotriveau și îl bajocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Capitolul 18, versetul 6. Eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Dar Crisp, fundașul sinagogii, mai departe, a crezut și s-a devenit un copil al lui Dumnezeu. Deci acești iudei se infiltraseră și Pavel îi numește în capitolul 11 din Epistola către Corinteni, în versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli falși, mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostola lui Hristos. Și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Deci avem două, aș vrea să facem prima lecție din care o putem învăța. Ca biserica lui Dumnezeu, noi suntem confruntați cu învățături de la acest amvon. Și de la toate amvonurilor bisericilor creștine. Învățături care sunt, odată, false, o categorie, învățături false. Suntem chemați toți, în special păstorii bisericii, să apere biserica și să expună pe învățătorii falși, să expună acele învățături false, ca biserica să stea curată în învățătura Domnului Iisus Hristos. Aceasta este chemarea. Și Pavel face lucrul acesta cu Corinteni. Expune pe acești învățători falși care îl acuză. El nu era prezent și în absența lui îl învinuiesc că învață, vedeți ce zice la capitolul 18, oamenii aceștia, omul ăsta, Pavel, îi învață pe, ne învață niște legi al lui Dumnezeu care nu respectă legea. În capitolul 18 din Fapte. Deci îl acuză pe Pavel și Pavel se apără. Aproape în toată această scrisoare Pavel se apără și își prezintă his credentials, își prezintă lucrarea lui Dumnezeu prin el ca biserica din Corint să se întoarcă și să vadă care sunt lucrătorii adevărați al lui Dumnezeu. Deci noi ca biserică, o lecție, suntem chemați, folosind cuvântul lui Dumnezeu, să discernem pe lucrătorii adevărați al lui Dumnezeu și să-i punem deoparte pe cei falși și să respingem învățătura lor. Aceasta este o lecție din textul de astăzi. Dar vedeți altă tip de învățătură. Vreau să vă întoarceți cu mine la scrisoarea lui către Filipeni, că sunt alți învățători care vorbesc corect, doctrină corectă. Capitolul 1, versetul 15 din Filipeni. Unii este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi din duc de ceartă vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Acum este foarte important. Ce ne pasă nouă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este predicat. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Acesta e mai greu. Deci, cu alte cuvinte, acei predicatori care predică Evanghelia, poate că se vede, poate că avem din viața lor, vedem că o predică dintr-un duh de ceartă, ca să se dea mari, din mândrie. Pavel ne învață un lucru care este greu să-l înghițim, dar să învățăm de la el. Ei vor da un răspuns în fața lui Dumnezeu. Pavel zice, eu mă bucur că Hristos se predică. Este foarte interesant. Nu expune, nu se opune lor să-i oprească să predice. Nu, el se bucură că Hristos este predicat. El se bucură că Evanghelia este predicată. Ei vor da seama în fața lui Dumnezeu de motivele pentru care o predică. Pentru mine ce mă interesează este că Hristos este predicat. Să ne ajute Dumnezeu să avem acea putere de caracter, să facem același lucru. Și să discernem între cei care au motive greșite de a predica Evanghelia, să-i lăsăm să predice atâta timp cât predică corect. Să ne bucurăm că Hristos este predicat. Și cei care predică Evanghelie falsă, care trebuie expuși și respinși din cadrul bisericii. Este prima lecție a textului de astăzi. Pavel continuă să se apere în capitolul 12, intrăm în capitolul 12,
El continuă și spune, e nevoie să mă lau, măcar că nu este de folos. Nu era natura unui copil al lui Dumnezeu, natura lui Pavel să fie un om mândru. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și vedem cum i-a dat harul lui Pavel. Însă aici trebuia, pentru că el spune puțin mai departe, mai înainte, în versetul 31 din capitolul 11, dacă este vorba să mă lau, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Deci când Pavel spune aceste experiențe personale nemaipomenite care le are cu Dumnezeu, el spune că nu le luați ca o laudă, dragii mei. Singurul motiv pentru care vi-l spun, în primul rând, Dumnezeu știe că nu mint, Dumnezeu este martor, și al doilea motiv pentru care vi-l spun este ca voi să aveți criterii de a discerne între apostolii falși și apostolii adevărați. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit. Dacă a fost răpit în trup, nu știu, dar că a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe ce este important. Că el era conștient. Facultățile lui mentale operau. Nu era o halucinație incoerentă. El a fost o revelație divină. Că a fost în trup fizic sau că a fost numai Duhul lui, a fost acceptat în prezența lui Dumnezeu, nu este important. Ce este important, că el a fost conștient, mintea lui, intelectul lui era alert în prezența Dumnezeului și Domnului Iisus glorios. Și, spune el, am fost răpit și am auzit cuvinte nemaipomenite, care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit un om să le rostească. Zice el, cu un astfel de om mă voi lăuda. Cu alte cuvinte, aceasta este harul care l-a dat. Nu se poate înțelege această jumate de verset fără să citești a doua jumate. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Uitați-vă, dragii mei, spune Pavel aici, despachetăm sub inspirația Duhului Sfânt puțin versetul ăsta. El spune, uitați-vă ce har dă Dumnezeu unui om smerit, îl admite în prezența lui. Aceasta este o dovadă a privilegiului harului care mi l-a dat mie Dumnezeu. Uitați-vă și recunoașteți lucrul acesta. Eu, când mă privește pe mine, eu sunt un om slab. Dar uitați-vă ce har mare mi-a dat Dumnezeu să stau în prezența Lui. Este nemaipomenit, dragii mei. Dumnezeu iubește pe cei smeriți și se opune celor mândri. O lecție care să o învățăm. Dumnezeu dă har celor smeriți. Dumnezeu le dă revelații celor smeriți. Însă celor mândri nu le dă nimic. Se opune celor mândri. Dumnezeu să ne țină în smerenie și atunci să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne reveleze cuvântul Lui, să ne reveleze viitorul, să ne reveleze Evanghelia Lui într-un mod care numai celor smeriți li-l dă. Pentru că spune Pavel mai devreme, mai târziu, numai celor smeriți care nu iau creditul, Dumnezeu nu-și împarte gloria cu nimeni, cu gloria cu nimeni, dragii mei. Numai unui om smerit total care recunoaște că tot ce am sunt pentru că Dumnezeu mi-a dat. Pavel spune la un moment dat unei biserici, de ce să ne lăudăm cu ce avem? Nu-i tot ce avem am primit? Tot ce avem am primit, capacități intelectuale, fizicul nostru, înălțimea noastră, ochii, ochelarii, banii noștri, casele noastre, tot ce avem, capacitatea de a lucra înțelept și a face un ban și a ajuta lucrarea lui Dumnezeu, toate astea sunt de la Dumnezeu, dragii mei. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, nu te lauzi că păi am muncit greu pentru diploma asta. Păi n-ai muncit dacă nu-ți dădea Dumnezeu sănătate și minte să muncești. Nu puteai să muncești, era zero munca ta. Să nu uităm lucrul acesta, dragii mei, să nu uităm că tot ce avem se vine de la Dumnezeu și El dă har celor smeriți care recunosc lucrul acesta, pentru că atunci gloria lui Dumnezeu se vede desăvârșită, pentru că atunci lumea vede, frate, omul ăsta așa ziceau corintenii despre el, păi Pavel când e în prezența noastră e cam slab așa, nu e un orator mare, nu mă impresionează predica lui, înțelegeți? Dar gloria lui Dumnezeu prin omul acela, Pavel, care și-a recunoscut incapacitățile lui și a cunoscut slăbiciunile lui, s-a glorificat și a dat har. Este o lecție care să o învățăm. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, le dă descoperiri, le dă viziuni, le dă profeții, le dă o misiune bună în lucrarea lui Dumnezeu și îi ridică, îi înalță. Dumnezeu îi înalță. Dacă ne înălțăm noi, ne opunem lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să fiu de partea cealaltă ca un inamic al lui Dumnezeu. Și nici dumneavoastră să nu fiți, dragii mei. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun dacă, căci aș spune adevărul, din nou spune, dar mă feresc să mă laud, sunt forțat acum
Sunt forțat acum să vă arăt lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu cu mine în slăbiciunile mele, ca voi să înțelegeți un apostol adevărat și să discerneți de un apostol fals. Și totuși Dumnezeu, știind că noi avem mândria, noi, dragii mei, până vom muri, până vom fi total glorificați într-un trup nou și total eliberați de omul vechi care are faptele firii în el, până vom muri. Însă slavă să fie adusă Domnului Iisus Hristos, căci Duhul Său cel Sfânt care ni l-a dat, ne dă puterea să spunem nu acestei firi, să spunem nu mândriei. Și este foarte important să înțelegem un lucru aici. Numai când avem Duhul Domnului în noi, ne putem bucura de libertatea creștină. Pentru că atunci noi acționăm natural făcând voia lui Dumnezeu. Sau supranatural. Dar înțelegeți ce vreau să spun când zic natural. Nu trebuie să ne forțăm să împlinim un set de regulații, regulamente uscate pe o hârtie, când firea noastră țipă tot împotriva lor. Nu vreau asta, nu vreau asta, nu vreau asta. Mă opun, nu-mi place asta ce spune Dumnezeu. Ești sortit eșecului dacă asta e viața ta creștină. Însă când Duhul Domnului este în noi, îmi place asta, îmi place asta, căci Duhul Domnului îți dă putere să faci asta ce spune Domnul, să faci asta ce spune Domnul. Îți place și o faci natural. Însă, dacă nu avem Duhul Domnului în noi, atunci cel care pretinde că este creștin și trăiește în libertate este sub un pericol foarte mare. Pericolul compromisului și pericolul de a numi păcatul o manifestare a libertății creștine. Vreau să repet din nou ca să nu cumva să ne înșele cel rău. Cel care nu are Duhul lui Dumnezeu și care pretinde că se bucură de libertatea lui Dumnezeu, se înșeală. Pentru că numai cu Duhul lui Dumnezeu poți să fii liber, să faci voia Domnului. Fără Duhul lui Dumnezeu vei zice că asta nu-i chiar așa rea și o vei numi o libertate creștină. Nici asta nu-i chiar așa rea și o vei numi libertate creștină. Și, dragii mei, aceasta este boala cea mai puternică a bisericii creștine contemporane din Occident, din Vest astăzi. Ne bucurăm de libertatea creștină, se bucură creștinii de libertatea creștină, așa numiți creștini, dar ei de fapt au compromis Evanghelia, au compromis-o pentru că n-au puterea Duhului Sfânt în ei să împlinească voia lui Dumnezeu de plăcere, să-și găsească plăcerea, cum zice Pavel, în voia ta și să o îndeplinească și să nu fie forțat să o împlinească. Să înțelegem această subtilă diferență între libertatea cum o dă Duhul Sfânt, să poți face voia lui Dumnezeu fără efort, să spun, fără efort. Pentru că Duhul Sfânt te împuternicește să faci, că îți place voia lui Dumnezeu. Și când greșești, avem un Dumnezeu și un Tată bun și drept și credincios care ne iartă când ne mărturisim greșelile. Dar ce diferență este între cel care păcătuiește fără să-l mustre conștiința și creștinul care cade în păcat din greșeală? Creștinul pentru care Duhul lui Dumnezeu în el îl doare păcatul, are o conștiință hipersensibilă la păcat, țipă, iartă-mă, Doamne, căci nu pot să suport să trăiesc un zid de separare între mine și tine. Păcatul creează un zid de separare. Și copilul lui Dumnezeu, care are Duhul lui Dumnezeu, nu poate să respire, se sufocă spiritual. Și atunci se pune pe genunchi, se pocăiește și Dumnezeu îl primește și îl iartă. Și iartă păcatul și îl face ca nou. Glorie Domnului pentru libertatea creștină care o avem și pentru sensibilitatea care Duhul Sfânt o dă la păcat. Și să ne ferească Dumnezeu să credem că trăim o viață liberă fără Duhul lui Dumnezeu. O viață liberă fără Duhul lui Dumnezeu este o viață care lowers the standards of God. And we think we are free to do this and to do this and to do this. Pentru că noi facem regulile noastre și credem, asta e parte din libertatea creștină nou-testamentală. Nu este, dragii mei, nu este parte din libertatea nou-creștină nou-testamentală. Păi încheiem acum, ne apropiem de versetul 9 și vedem că, de ce am făcut această paranteză? Căci mândria este un inamic primordial. Mândria l-a doborât pe Lucifer din cer. Mândria este la rădăcina tuturor păcatelor. Este păcatul care a distrus rasa umană. Adam și Eva au văzut promisiunea falsă a lui Satan că dacă mâncați din fructul ăsta și dacă veți fi de acum încolo capabil să vă definiți standardele voastre de bine și rău, veți fi ca Dumnezeu, că până acum numai Dumnezeu vă spunea ce-i bine și rău. Acum mai vă spune și voi ce-i bine și rău. Vă mai definiți și voi standardele ce-i bine și rău. Și Adam și Eva au crezut acea minciună, li s-a părut bun fructul. Să nu-i credem așa de inocenți acolo când au răspuns la ispita lui Satan. Ei conștient s-au revoltat împotriva poruncii lui Dumnezeu și au ales să-și facă standardul lor de moralitate și de etică pe care până atunci le dăduse Dumnezeu.
Deci mândria este periculoasă și zice Pavel, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii, că i-a dat Dumnezeu niște revelații, gândiți-vă, dacă ți-a dat ție sau ție de revelațiile astea, ai fi în prezența lui Dumnezeu, ai vedea niște taine nemaipomenite, oare nu crezi că capul ăsta urât al mândriei se va ridica în tine? O, eu cred că eu aș fi poate gata să, eu cred că aș cădea. Dacă nu mi-ar dat Dumnezeu ceva să mă țină în fru. Și ce i-a dat lui Pavel? I-a dat o suferință în trup. O suferință în trup să-l țină bine smerit. Că el spune lucrul acesta. Un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Pentru că am avut, zice, din pricina strălucirilor acestor descoperiri. Au fost descoperiri mari care au fost date. De trei ori m-a rugat și Dumnezeu a refuzat rugăciunea mea. Și acum spune el și cu aceasta vom încheia. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciuni este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult și voi fi mai bucuros cu slăbiciunile mele. Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem căci Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. Și numai atunci când unii predicatori, nu mai țin minte cine a zis, a spus că Dumnezeu folosește oameni după ce îi frânge. Nu folosește oameni care n-au fost frânți întâi. Pentru că Dumnezeu poate să-și alate gloria Lui când omul a fost înfrânt și nu mai are nimic să dea. Când n-are nimic să dea, atunci toți se vor uita și se vor uimi. Omul ăsta, care știu ce a fost, am știu ce handicapuri are, morale, poate handicapuri fizice, n-a fost prea înțelept din punct de vedere al lumii. Omul ăsta face Dumnezeu lucrări de astea și atunci toți vor da glorie lui Dumnezeu, că îi vor recunoaște că numai Dumnezeu a putut să facă asta, că omul ăsta n-are capacitățile alea naturale să le facă. De aceea spune Pavel lucrul acesta, mă bucur în slăbiciunile mele, pentru că atunci este evident că ce se produce prin mine este numai lucrarea lui Dumnezeu. Căci oamenii, ce vreau să vadă oamenii la mine, să vadă numai handicapurile mele, numai incapacitățile mele, că atâta pot să le dau eu. Însă tot ce face Dumnezeu, lucrările astea, sunt clare de la El. Să adoptăm această minte a copilului Dumnezeu, dragii mei. Și să ne bucurăm de slăbiciunile noastre, să ne bucurăm chiar de încercările noastre, că spune Pavel Romanilor că încercarea aduce răbdare și răbdarea creează caracter, în altă traducere spune, iar caracterul ne dă o speranță care nu ne înșeală, pentru că și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată de plin în inimile noastre, că și dragostea lui Dumnezeu ne face să știm, într-adevăr, sunt în încercare, dar Dumnezeu suveran asupra oricărei încercări asupra Universului mă iubește! Și încercarea asta pentru mine, mă bucur, spune el mai înainte în acel pasaj, ne bucurăm chiar și în necazuri din cauza aceasta, căci dragostea lui Dumnezeu este noi și ne spune că Dumnezeul suveran al Universului mă iubește în încercare. Dumnezeu să ne întărească și să ne bucurăm în necazuri, dragii mei. Nu vă spun așa cu superficialitate, vă spun conform cuvântului lui Dumnezeu și să avem încredere în Dumnezeu că necazurile acestea vor aduce gloria lui Dumnezeu și mai strălucitoare în viața noastră și în viața bisericii. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Unde vă zăpărne de Apostolul Pavel în textul acesta care a fost citit? Și m-am gândit în timp ce vorbea fratele Valentin la un lucru ce-l caracteriza pe acest mare om al lui Dumnezeu. În versetul 6 spune, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc. De ce? Ca să nu aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine și ce aude de la mine. Mă feresc ca să nu aibă alții despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine și ce aude de la mine. Oare facem noi așa? Sau încercăm să ducem în eroare pe cei din jurul nostru, cine suntem noi? Cât suntem de școlați, cât suntem de educați, cât suntem de spirituali, încercăm ne oare să insuflăm în cei din jurul nostru o idee bună despre noi? Pavel nu făcea așa. El se temea, se ferea ca nu cumva cineva să aibă o părere mai înaltă decât ceea ce este. Doamne, ajută-ne ca și noi să facem așa. Să fim oameni smeriți. Să nu spunem celor din jurul nostru deauna câte școli am eu, ce am rezolvat eu, cât ne-o da mie, you know? Lasă să vadă alții cine suntem. Că ei au ochi, ei văd. Nu trebuie să le spunem noi. Pavel se temea și nu vrea să spună.
ce calitate de om smerit. Însă ce este interesant, vedeți cât a fost de smerit, nu vrea să aibă o părere mai înaltă și totuși Dumnezeu este proactiv. A zis, ești tu smerit, Pavele, bat, ești om. Și ca să nu mă umflu de mândrie, vedeți, el era smerit conform cuvintelor lui, nu vroia, însă Dumnezeu vedea că există un potențial acolo. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina străluciilor, mi s-a pus în carne un țepuș, un sol a satanei, ca să nu mă îngânf. Iar de multe ori Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu știe mai bine cine sunt eu și tu. Noi nu ne cunoaștem, așa cum ne cunoaște Dumnezeu. Și Dumnezeu face ceea ce face, pentru că El știe de ce face. Și nimeni nu poate să-L întrebe că de ce face așa. El știe de ce. Și Pavel s-a rugat pentru țepușul acesta, pentru acest sol al satanei, de 3 ori. S-a rugat de 3 ori, m-a rugat Domnului ca să-mi-l ia, de 3 ori. Oare de câte ori trebuie să ne rugăm noi pentru un țepuș ca să se ia? Odată, de 2 ori, de 3 ori? Pavel s-a rugat de 3 ori. Dar știți de ce numai de 3 ori? Pentru că a primit răspuns. Și el mi-a zis, harul meu este de ajuns. De câte ori trebuie să ne rugăm? Până când primim răspuns. Și să acceptăm răspunsul pe care ne-l dă Dumnezeu. Pentru că totdeauna El știe mai bine. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, spune în Plângerea lui Ieremia, capitolul 2. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să-și umple gura cu țărână, să-l poarte pentru că Domnul El a pus pe grumaz. Știe Dumnezeu de ce. Apoi în versetul 10 spune, de aceea simt plăceri în slăbiciuni. Interesant. Simt plăceri în slăbiciuni, în defăimări. Cine mă defaimă, mă vorbește de rău, spune la alții alte lucruri de mine. Și eu simt plăceri în lucrurile acestea. În nevoi, în prigoniri, în strâmtorări. De ce? Pentru Hristos. Simt plăceri în defăimări, în slăbiciuni, în nevoi, pentru Hristos. Deci nu pentru altceva. Nu să simt plăceri în defăimări când eu fac ce-i rău și mă defăimează cineva. Nu, pentru Hristos. Dacă mă defaimă cineva, să mă defaimă pentru că sunt al lui Hristos. Pentru că fac ceea ce Hristos îmi spune să fac. Și în aceasta simt plăceri. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să suportăm defăimările, slăbiciunile, necazurile, prigoanele din cauza lui Hristos. Acum vă invit să ne ridicăm în picioare, timpul trece. Aș vrea să invit cântăreți în față, să cântăm o cântare, să... În timpul acesta facem colecta duminicală. În urma colectei, familia Crăciun se pregătește să laude pe Domnul cu 2 cântări. Iar în urma lor, fanfara, urmată de cor, se zic că Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, căci Tu, prin harul-ți minunat, mereu ne-ai binecuvântat. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, căci de la Tine noi primim viață-n inizvor ceresc, lumină-n ochii ce privesc. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim,
acum și-n veci de veci. Amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci. Amin. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, cu mic și mare toți venim, că-n fiecare ceas sau zi cu mâna Ta ne vei păzi. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, căci ne iubești și Te iubim. Tu singur, Doamne, ne poți da ce lumea-ntreagă n-ar putea. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci. Amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci. Amin. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, căci de la Tine noi primim viață veșnică în dar și bucurii fără hotar. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci. Amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci. Amin. Să luați locurile și să nu uităm să facem ce a cântat, să mulțumim. Pentru că toate ne vin de la El. El ne le dă. Să nu uităm cum au uitat cei noi nouă leproși și nu s-au întors. Unul s-a întors, se mulțumească. Noi să fim ca cel unu întotdeauna, să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El ne dă. Că toate vin, a spus Solomon, din mâna Ta, din mâna Domnului. Ascultăm două cântări, cântate familia, Crăciun, după care fanfara și corul. Slăviți să fie Domnul! Înainte de a cânta, aș vrea să vă aduc câteva gânduri la cunoștința dumneavoastră și de asemenea câteva gânduri de mulțumire. De fiecare dată când am fost cu misiunea Speranța pe la dumneavoastră, ne-a susținut lucrarea care o facem și aș vrea câteva gânduri să vă aduc. De 3 săptămâni de zile ne-am întors din Africa, am fost împreună cu fratele Gabi Zegrean, fratele Gabi Gorcea, fratele Alin Jivan și mai mulți membri din echipa Speranței. Vreau să vă spun că prin Harul lui Dumnezeu, prin misiunea Speranța și prin comunitatea românilor, anul acesta s-au construit 11 case la tribu de pigmei Batua în Uganda și alte case sunt deja în proiect de construcții. Aș vrea în continuare să vă rugați pentru noi. Avem mai multe proiecte de ajutorare în Uganda și în Kenya. Și anii viitori care vom pleca înspre acele țări, vrem să fim o mână întinsă pentru mai mulți oameni. De asemenea, avem un frate misionar din Bistrița care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu anul acesta și s-a decis să plece acolo pe termen mai lung și să se implice în rândul acelor oameni. Să ne rugăm și pentru el, numele lui este Daniel Mureșan, Dumnezeu să îl binecuvinteze.
De asemenea, aș vrea să vă spun, avem și câteva CD-uri la ieșire, eu împreună cu Adela. Vom fi la dispoziția dumneavoastră să mai schimbăm câteva gânduri, să vă mai aducem mai multe vești din câmpul de misiune. Și de asemenea, toți cei care doriți să fiți o binecuvântare pentru noi, puteți să luați aceste CD-uri. De asemenea, credem că și noi, prin cântările noastre, vom fi o încurajare, o îmbărbătare și o binecuvântare pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cântarea care vrem să o cântăm pune mai multe semne de întrebare și spune în versurile ei: unde-s creștinii care zideau altar de mulțumiri în binecuvântare? Unde-s martirii care cereau iertare pentru acei ce îi dădeau la fiare? Unde-s urmașii care credința veche ce au primit au dus-o mai departe? Trei lucruri importante: să fii mulțumitor, pentru că această săptămână sărbătorim mai mult mulțumirea, dacă pot să spun așa. Cred că această cântare merge bine. Să fii mulțumitori în orice vreme, în orice circunstanță, să-ți găsești motive să mulțumești lui Dumnezeu. Al doilea lucru, să fii gata să te jertfești, cum înaintașii noștri au fost gata. Și al treilea lucru, oriunde ești, să spui despre Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Amin! Ochii mi-au secat de mult, de-atâta plâns. Tot mai puțin sunt sfinți în dragostea din tâi, ce luptă pentru cer. Unde-s creștinii care zideau altar de mulțumiri, binecuvântare? Unde-s martirii care cereau iertare pentru acei ce îi dădeau la fiare? Unde-s urmașii care credința veche ce-au primit au dus-o mai departe? M-am cercetat, mă regăsesc printre acei ce luptă au cedat. Să ne trezim, credința veche s-o păzim, lumina răspândim. Unde-s creștinii care zideau altar de mulțumiri, în binecuvântare? Unde-s martirii care cereau iertare pentru acei ce-i dădeau la fiare? Unde-s urmașii care credința veche ce-au primit au dus-o mai departe? Să strângem rândul, să luptăm, credința veche s-o păstrăm, cu cinste și dreptate. De-ndragoste vom semăna, la urmă ne vom bucura de roadele bogate. Eu vreau să fiu creștinul care zidește altar de să fiu martirul
soare, să fii urmașul care credința veche ce-a primit o duce mai departe. Cu cinste și dreptate. Aș vrea să mai laud pe Domnul cu o cântare și aș vrea să cântăm împreună această cântare, cred că se cunoaște. Este o cântare de mulțumire și cred că pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat, nu putem decât să spunem, Doamne, îți mulțumim. Pentru ceea ce suntem, nu putem decât să spunem, Doamne, îți mulțumim. Dacă avem ceva, dacă suntem ceva, așa cum s-a spus și mai devreme, este datorită dragostei lui Dumnezeu. Și această cântare este o cântare mai veche și versurile îi spun: slăvit fie Domnul pentru tot ce mi-a dat. Pentru tot ce mi-ai dăruit, eu n-am meritat ca să mă iubești așa de mult. Tot cerul ar putea să spună de plin recunoștința mea, tot ce sunt și ce voi fi de-a purul, e harul tău divin. Slăvit fie Domnul, slăvit fie Domnul, slăvit.
corul, ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Ne bucurăm să avem pe fratele Nelu Istrate cu noi. Totdeauna când vine pe la noi este o binecuvântare pentru biserică. Domnul să-l binecuvinteze. Vine de la București și m-am gândit că sunt aici între doi bucureșteni, însă și Bistita începe tău cu B. Mă bucur să fie cu noi în această dimineață. Domnul să-l binecuvinteze. Mă bucur să-l văd fratele Iosif. Am uitat să-i spun bun venit, i-am spus particular. Fratele Iosif mi-a spus înainte a pleca că o să treacă prin Ilișua, în satul în care m-am născut, în biserica unde am fost. Și a spus că numai că a trecut a fost acolo. Domnul să-l binecuvinteze. De aceea m-a așteptat cu o masă sus la sfârșitul programului. Ascultăm corul să la Domnului, după care ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze pe fratele Nelu în vestirea cuvântului. Amin. Dori să deschidem în 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor.
dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. În adevăr, dacă ar fi să urmărim un pic această experiență paulinică, lucrurile încep cu ceva șocant. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru. Și spun ceva șocant pentru că în această mărturisire apostolică el spune cine era și ce a ajuns. În adevăr, trăim într-o lume care are această marcă specială, nemulțumirea. Este o boală cronică, este o plagă, nemulțumirea. Nemulțumirea cu Dumnezeu, nemulțumirea cu Domnul Iisus, nemulțumirea cu mântuirea lui Dumnezeu. Și alături de această lume în care trăim, care respiră acest aer de nemulțumire contagios, este marele nemulțumit, diavolul, care, ca și creația lui Dumnezeu, căruia i s-a dat tot, cea mai înaltă creație a lui Dumnezeu, cea mai înțeleaptă ființă, prima creație a lui Dumnezeu, care a ieșit din mâna lui Dumnezeu și care a fost marcat la un anumit moment dat în istoria vieții lui de nemulțumire. El este tatăl nemulțumirii, el este și tatăl minciunii, el este și tatăl mândriei, dar pentru lecția noastră din dimineața aceasta, în America dumneavoastră scumpă, în care săptămâna viitoare va fi proclamată și aniversată această zi a mulțumirii, mai este alături de el, în noi înșine, un aliat de temut, o ființă urâcioasă, se numește firea noastră pământească, care este imposibil de mulțumit. Imposibil de mulțumit. Un trio înfricoșător care pulsează în fiecare zi în gândurile noastre, în simțămintele noastre, în relațiile noastre, în trăirile noastre, în tot ce facem noi. Nemulțumire. Primii oameni au fost vizitați de marele nemulțumit și înșelați și au ajuns nemulțumiți. Când Domnul îl caută pe Adam, se arată nemulțumit și spune: femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat să mănânc. Când stă de vorbă cu Eva, la fel nemulțumită și ea. A intrat în Eden nemulțumirea. Și nemulțumirea este unul dintre păcatele rădăcină. Păcatele care se manifestă, dar mai înainte ca să se manifeste, sunt păcate atitudine, sunt în lăuntru. Nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său:
haideți să ieșim la câmp. Și pe când erau la câmp, l-a îmbrățișat. Nu, l-a omorât. Nemulțumit. Și de atunci încoace este această tragedie. Deși este păcat, deși suntem responsabili pentru nemulțumire, deși o trăim toată ziua această nemulțumire, nu suntem în stare să fim mulțumitori. Este exclus lucrul acesta. Toți nemulțumiții vor merge în iad. Pentru că au furat slava lui Dumnezeu. Și pentru că oamenii în general își însușesc lucruri care să le aducă lor mulțumire de sine și nemulțumire față de Dumnezeu. Când în București a fost evenimentul acesta tulburător și au murit atâția oameni la întâlnirea aceea de la club, și când unii oameni au încercat să tragă un semnal de alarmă, fără să acuze, uite, nu e bine ce ați făcut, toată lumea s-a revoltat. Când a fost vorba de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, despre o închinare la cel rău, toată lumea s-a revoltat. Nu se mai poate suporta prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, drepturile lui Dumnezeu asupra creației sale, asupra ființei umane. Furtul este să iei de la El ce ți-a dat. Viața ta, serviciul tău, succesele tale, tot ce ești tu. Și să ți le însușești și să zici, astea sunt de la mine. Astea sunt de la mine, eu le merit. Tu poți să pleci. Ce batjocoră, ce ocară. Dar mulțumirea aceasta de sine este și ea o problemă. Se spune despre unul, un prim-ministru, care plecând de la un ospăț, spune Cartea Sfântă, vesel și cu inima mulțumită. Și când dă să ajungă la poartă, se uită la unul care nu s-a ridicat în fața lui, nici nu s-a închinat și s-a umplut dintr-o dată de mânie. A ajuns acasă, a început să se laude, sunt singurul care am fost chemat la ospăț, împărăteasa pe mine m-a preferat împreună cu împăratul, dar ce contează aceasta pentru mine? Nimic nu contează când îl văd, când îl văd pe iudeul acela că nu se pleacă înaintea mea. Mulțumire de sine, mulțumirea lui Haman, care se transformă imediat în nemulțumire. Mulțumirea noastră de sine nu durează. Faci o școală, iei o diplomă, nu e rău. Dar după aceea este istorie. Încerci să scoți, să-ți aduci aminte, dar totuși nu funcționează. Tot ce suntem noi și tot ce facem noi nu ne poate garanta mulțumirea, pentru că mulțumirea de sine vine în contradicție cu acela care a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se mulțumească cu sine. Nu scrie așa, să se lepede de sine. Există un conflict între El, Domnul Iisus, care zice, vină după mine, dar te rog frumos, dacă vrei să vii după mine, renunță la tine. Dar de ce? Păi zice, ce ai tu înăuntru este în contradicție cu mine, este în competiție cu mine. Ce ai tu înăuntru este un monstru care toată ziua vrea să-mi fure slava mea. Mulțumire de sine. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Și cel care s-a apucat să spună această istorie sau această pildă, notează Sfânta Carte în Evanghelia după Luca, a mai spus și această pildă pentru unii care se încredeau în ei înșiși. Ați văzut oameni încrezuți? Toți suntem.
încrezuți, având ca suport, ca motivație, sinele nostru, firea noastră păcătoasă, ce suntem noi. Cartea Sfântă spune printr-un înțelept, Eremia, în capitolul 9, și sper să găsesc repede și să citesc pentru mine și dacă vreți și pentru dumneavoastră. Zice așa. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Adică cu ce știe. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Adică cu ce poate, cu ce este. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Adică cu ce are. Doamne, dacă ne spui lucrul acesta, atunci cu ce să ne lăudăm? Înseamnă că ne iei tot. Noi cu ce mai rămânem? Vă dați seama de profunzimea acestor cuvinte? Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Când iei toate acestea, nu, asta înseamnă moartea, cui? A sinelui meu. A sinelui meu. Sinele trăiește cu mulțumirea de sine, cu iubirea de sine, cu îndreptățirea de sine, cu justificarea de sine, cu plăcerea de sine. Și am încercat în dimineața aceasta să depănăm între noi aceste lucruri pentru ca să ajungem în sfârșit la mulțumirea cu El. Există o piedică majoră în lume. La omul păcătos, la omul pierdut, îi este imposibil să fie mulțumit cu Dumnezeu. Și atunci cerul a decretat, trebuie să coborâm pe cineva, tot de sus. De sus a căzut jos, a căzut cine? Nemulțumitul. Îți fac o locuință, îți fac o locuință pentru tine. Să stai acolo cu toți aceia pe care i-ai înșelat tu. Iadul care arde cu foc și cu pucioasă, despre care spunea Mântuitorul în Matei 25, care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Îți fac o locuință unde să stai tu nemulțumitul, că în cer este imposibil să stai cu toți mulțumiții din cer. Cerul este cu mulțumire față de Dumnezeu. Chinul veșnic este esențialmente nemulțumire, pedeapsă pentru cei nemulțumiți. Este o vorbă românească, nemulțumitului i se ia darul. Și aș face o paranteză scurtă, vorbesc de data asta pentru credincioși, câte daruri pierdem pentru că suntem nemulțumiți. Câte daruri pierdem în fiecare zi, câtă părtășie cu El pierdem, câtă evlavie pierdem, câtă slujire a Lui pierdem, pentru că nemulțumitului îi se ia darul. Câte daruri pregătite pentru noi, de bunătatea imensă a Lui, de bogățiile nepătrunse ale Domnului Iisus, pe care le pierdem în fiecare zi printr-o atitudine de nemulțumire. Câtă lipsă de bucurie în căminele noastre pentru că soțul este nemulțumit, pentru că soția este nemulțumită, pentru că copiii sunt nemulțumiți, pentru că părinții sunt nemulțumiți. Ce piedică imensă! Câtă lipsă de îmbrățișări între soț și soție pentru că se așează nemulțumirea.
Câtă lipsă de bucurie și de pasiune și de entuziasm în căminele noastre și în bisericile noastre, pentru că venim la biserică nemulțumiți. Chiar dacă pe față luăm o mască, înăuntru, pe fiecare bancă, poate stă unul, doi, trei nemulțumiți. Și dracul vine și zice, pot să stau și eu, că eu sunt cu nemulțumiții. Și este și el prezent. Revenind, care este metoda lui Dumnezeu ca să rezolve problema păcătoșilor care sunt în situația dramatică să ajungă în locuința aceea unde sunt toți nemulțumiții? Și e groasnic. Fiecare este chinuit în văpaia lui. Văpaie de nemulțumire. Nemulțumire. Groasnic. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. O conștiință trezită și care începe să acuze. Și soluția este aceasta pe care am citit-o. O, adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, pentru lecția noastră de astăzi, ca să mântuiască pe nemulțumiți. Și primul nemulțumit care sare și recunoaște în toată smerenia, eu sunt, a zis Pavel. Și de atunci încoace fiecare putem să spunem, eu sunt. Nu zice eu am fost, eu sunt. Își reproșează. Eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare. Pentru că lucram din neștiință în necredință. O cale de manifestare a nemulțumirii, spontană, dureroasă, batjocoritoare, este calea aceasta a neștiinței. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate înțelepți, cum spunea și fratele mai înainte, să ne spună adevărul cu privire la noi. Românii în general sunt emoționali și îi satur repede și repede ajung nemulțumiți, tot atât de repede. Este precum o băutură de asta spumoasă, un Pepsi Cola. Dacă îl torn repede într-un pahar, știți ce se întâmplă? După câteva clipe te uiți că paharul a rămas un sfert. Ăștia sunt românii. Dintr-o dată l-ai umplut și dintr-o dată e jos. Asta o spun așa ca o lecție practică pentru noi. Dumnezeu vrea să ne învețe întâi adevărul. Nemulțumirea este un simțământ. Dar dacă este doar un simțământ, Dumnezeu ne poate ajuta să trăim gândind în termenii mulțumirii, pentru ca apoi și simțirea și decizia de viață să urmeze cursul acesta a unei mulțumiri față de Dumnezeu, așa cum ne-a învățat în dimineața aceasta acest sfânt apostol. Mulțumesc lui Hristos Iisus. Mulțumesc. Revenind, a venit în lume ca să mântuiască. A venit ca cel mulțumit să moară în locul tuturor nemulțumiților. Vă dați seama ce problemă complicată? Cel sfânt să moară în locul tuturor vinovaților. Dar pentru lecția noastră, ca să traducem exact ce înseamnă păcatul, unul dintre păcatele cu care ne identificăm în dimineața aceasta este nemulțumirea. Ăsta e păcat. Ăsta este păcat mare. Ăsta este păcat rădăcină. Ăsta este păcat atitudine. Vreți o dovadă? Roman capitolul 1 spune așa: măcar că l-au cunoscut ca Dumnezeu, nu l-au glorificat sau nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Și din momentul acesta urmează prăpastia. S-au dedat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au folit că sunt înțelepți și au înnebunit. Auziți, de la lipsă de mulțumire ajungi la nebunie. Care e nebunia? Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor
într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Și noi zicem, stai un pic, frate, asta e vorba de catolici, de ortodoxi și de alții. Avem și noi icoanele noastre. Sinele nostru, ce icoană este? Ce icoană este? Euul meu, sinele tău, ce icoană? Să schimbi slava lui Dumnezeu cu această icoană dinăuntru, la care ne uităm toată ziua. Toată ziua. Seamănă cu omul muritor. Nemulțumirea este o tragedie. Și a venit de acolo de sus mulțumitul, marele mulțumit, în esență mulțumit, atât de mulțumit încât a așezat și într-un staul, tot mulțumit a rămas. Și la Nazaret, tot mulțumit a rămas. Și pe cruce, tot mulțumit a rămas. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Mulțumitul în esența lui, singurul mulțumit, unicul mulțumit, Domnul Iisus Hristos. Și a venit să-și dea viața și să-și verse sângele și să plătească pentru toți nemulțumiții, pentru toți cârtitorii, pentru toți păcătoșii, pentru mine, pentru fiecare dintre noi. A venit să-L mulțumească pe Dumnezeu. Să-L mulțumească pe Dumnezeu, dându-și viața, ca să ierte pentru noi toți nemulțumiții, toți cârtitorii, toți rebelioșii, toți închinătorii la idoli. Care este idolul? Eu. Este aici înăuntru. Orice i-ai da este nemulțumit. Orice i-ai da. Este o prăpastie precum locuința morților. Mai vreau. Cât mai vrei? Vreau permanent. Rezultatul? Tot nemulțumit. Tot nemulțumit. Ești o soție nemulțumită? Ești un bărbat nemulțumit? Ești un copil nemulțumit? Ești un creștin nemulțumit? Dar a făcut această lucrare venind cu ceea ce au citit frații mai înainte și au spus cu harul. Nemulțumirea este, în traducerea ebraică, lipsă de har. Este exclus să fii vreodată mulțumit dacă n-ai har. Dacă n-ai primit harul, harul mântuitor. Pentru că, într-un mod esențial, păcatul aduce atâta nemulțumire încât nu poți să scapi de nemulțumire decât prin har. Și numai prin har. Dacă am înțelege, aș vrea să fac o precizare, o să depășim un pic, fratele mi-a tot șoptit că se mai poate un pic, doar așa pentru a termina, un pic de gânduri, ele sunt multe, de aceea dați-mi voie să nu vă supărați prea tare, încă vreo câteva minute și o să terminăm repede. Nemulțumirea plătită cu sânge, ce gravă e nemulțumirea. Nemulțumirea cu Dumnezeu, nemulțumirea de Dumnezeu, nemulțumirea de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, de viața veșnică, nemulțumiți. Și harul face această lucrare uluitoare, ca tocmai nouă, care nu merităm nimic, să ni se dea harul să fim mulțumiți. Cum poți dintr-un nemulțumit să faci un mulțumit? Asta se face prin naștere din nou. Asta se face prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în sângele Domnului Hristos. Asta se face prin descoperirea Duhului Sfânt. El poate să dovedească pe nemulțumit cât este de păcătos. Și avem nevoie în dimineața aceasta de această lucrare
a Duhului Domnului Iisus, a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care să ne convingă de păcatul acesta urcios, nemulțumit, nemulțumitor. Și această lucrare a Harului, s-a spus mai înainte și nu fac decât să repet, se dă celor smeriți, celor care recunosc, n-am merite. Îmi dau seama că nemulțumirea mea este o nebunie, este cârtire, este răzvrătire împotriva ta. Îmi pare rău. Harul se dă celor fără merite. Mulțumirea de sine înseamnă să iei meritele care sunt ale lui Dumnezeu și să ți le însușești. Este ceva oribil. Urât. Să furi slava lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, acest furt nu aduce mulțumire. Și creștinismul în care trăim, apropo de ce spuneau frații și la prima oră, merge spre apostazie sau spre lepădare de credință. Și lepădarea de credință are această marcă. Căutați-o în Iuda. Ei sunt nemulțumiți cu soarta lor. Iar în a doua Timotei, capitolul 3, unde este tabloul acela special de apostazie morală, nemulțumitori, fără evlavie. Spuneam despre cel mulțumit care s-a coborât să moară, să plătească vina pentru nemulțumire. Care a înviat și această carte binecuvântată, Biblia, vine și spune, nu este timpul acum, în Roman capitolul 6, în Roman capitolul 7, unde se vorbește despre identificarea noastră cu El, moartea noastră împreună cu El, experiența eliberării de această stricăciune din noi care se numește firea, vă uitați acasă, de două ori se spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Asta se spune în 1 Corinteni 15, iar în Roman 6 și 7 este acest cuvânt, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru iertare, asta e bine. Sper să o avem toți de aici, dacă e cineva care nu este născut din nou, dacă este cineva care vine la biserică, este copil de credincioși, dar n-a avut o întâlnire personală cu El, este astăzi ocazia. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, pocăiți-vă. Astăzi, primiți-L pe Domnul Iisus, Mântuitorul, gata să spele, să ierte, să mântuiască și să pecetuiască credința noastră cu Duhul Sfânt, așa cum se zice în Efeseni capitolul 1, versetul 13. Dar, acum, pentru noi care spunem că suntem credincioși și care mai mult sau mai puțin suferim de această boală, soluția lui Dumnezeu este ca El, care a murit și a înviat și care a zis, mă întorc la voi, și despre care se spune în capitolul 3 din Epistola către Efeseni, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. El este cel mulțumit. El ne învață să trăim mulțumiți. El este izvor de mulțumire prin Duhul Lui. Fără El, deși mântuiți și iertați, ne chinuim toată ziua, dar fără har, fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu rodind în viața noastră, viața noastră va rămâne mai departe o viață cu atâtea nemulțumiri. Și mă gândesc că nemulțumirea este un păcat grav, pentru că ceea ce așteaptă Dumnezeu acum de la noi este să-i mulțumim. Și dacă îi mulțumim doar cu gura, mare ispravă nu facem. Zice Cartea Sfântă, fiindcă am primit doar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori.
și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Mulțumirea duce la închinare. Eu mi-am notat aici o grămadă de versete, dar nu mai este timpul. Aș fi vrut să remarcăm că în mulțumire este odihnă, într-o atitudine de mulțumire. Mai înainte de cuvinte de mulțumire, pe care noi le rostim și nu este rău, criza de astăzi nu neapărat stă în lipsa cuvintelor de mulțumire, ci în lipsa unei atitudini de mulțumire lăuntrică. Imaginați-vă cum ar fi o întâlnire de aceasta ca a noastră, de astăzi, în care fiecare credincios să fie dominat de mulțumirea Domnului Iisus. Mulțumesc că m-ai iertat. Mulțumesc pentru sângele tău. Mulțumesc pentru viața pe care mi-ai dat-o. Mulțumesc pentru pacea ta. Îți mulțumesc pentru darurile tale. Îți mulțumesc pentru cerul tău. Real! Nu doar cuvinte, nu doar emoții trecătoare. Privind spre aspectele practice ale vieții cu care ne confruntăm, Sfântul Apostol Pavel, într-o epistolă de experiență creștină despre care frații au spus mai înainte, epistola către Filipeni, spune la sfârșit: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Problema de mulțumire în aceste circumstanțe de viață este o problemă de deprindere, este de exercițiu, este de disciplină. Noi am vrea să fim mulțumiți apăsând pe buton. În lumea aceasta tehnică în care trăim, totul trebuie să fie foarte rapid, inclusiv mulțumirea. Dar omul acesta zice: eu sunt la Roma și am făcut exerciții și am ajuns să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, făcând exerciții de deprindere. Adică mulțumesc, Doamne, și pentru astăzi, și mâine mulțumesc, Doamne, iarăși pentru astăzi, și poi mâine cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit, adică în lipsă, și știu să trăiesc în belșug, adică având. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Trăim într-un creștinism al unei forme de evlavie. Și Dumnezeu vrea ca evlavia însoțită de mulțumire să ne aducă câștigul acesta al închinării față de Domnul în viața noastră. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Este un alt cuvânt din Scriptură, din Epistola către Evrei, foarte practic pentru viața noastră. Noi avem o grămadă de nemulțumiri gândindu-ne la ceea ce am vrea să avem și nu avem. De ce nu? Trăiește prezentul, mulțumește-te cu ce ai, cu ce ai în ce privește lucrurile acestea trecătoare, și fii mulțumit cu bogățiile Domnului Iisus. De data asta mă refer la lucrurile spirituale. Inventariază în fiecare zi ce ai primit și mulțumește-i. Am să încerc totuși să termin. Între aceste multe cuvinte le puteți lua la rând din epistole. În epistola către Corinteni, 1 Corinteni, 2 Corinteni, epistola către Romani, epistola către Efeseni, către Filipeni, către Coloseni, către Tesalonicei, către Timotei. Toate aceste scrisori sunt pline de îndemnuri la mulțumire. Aș aminti doar în Efeseni: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu toate sunt bune, dar în numele Lui. Numele Lui este în stare să facă din lucruri care nu sunt plăcute, lucruri care sunt pentru slava Lui. Ce putere are numele Lui! Numele Lui transformă, schimbă lucruri neplăcute în lucruri care să aducă pricini de mulțumire către Dumnezeu.
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Iar când e vorba de Tesaloniceni, apare cuvântul acesta pe care aș vrea să-l reținem pentru dimineața aceasta. Trebuie. Trebuie să mulțumim. Îmi place cuvântul acesta și aș vrea să îl reținem în dimineața aceasta. Sunt atitudini sau sunt cuvinte de mulțumire care mi se par că este o problemă aleatoare. Dacă vreau mulțumesc, dacă vreau nu. Aici cuvântul zice trebuie. Și în aceste epistole, 1 Tesaloniceni și a doua, dar mai ales în 1 Tesaloniceni, trebuie. Motivația este în legătură cu venirea Domnului Iisus. Motivația este pentru o credință care crește, iar în a doua Tesaloniceni, în capitolul 2, în tabloul acesta al anticristului care vine și se spune despre pedeapsa lui Dumnezeu pentru toți care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, urmează apoi pentru cei credincioși, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu de la început ne-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să moșteniți slava Domnului nostru Iisus Hristos. Un singur lucru aș vrea să mai spun. În Efeseni, în capitolul 5, este acolo un pasaj, lăsați-mă să-l citesc și să închei cu el. Este vorba de acest îndemn, fiți plini de Duh. Trăiți în plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Cum se manifestă această plinătate? Ascultați. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Plinătatea Duhului Sfânt înseamnă să mulțumești totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Plinătatea înseamnă să cunoști plinătatea numelui Domnului Hristos care poate să aducă în viața noastră un duh de mulțumire care să-L onoreze și să-L cinstească pe Dumnezeu și să putem spune și noi acum la sfârșit, după ce am citit a doua Timotei, 1 Timotei capitolul 1, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie Domnul! Încă mai putem mânca. Cum am spus dimineața, știm când începe, nu știm când terminăm. Serviciul de pe masă s-o cancel, s-o avem puțin timp, i-am spus fratelui să vorbească cât îi dă Domnul. Predica fratelui m-a determinat să spun o poezie. Pentru că am văzut că e la subiect. Duminica trecută, la terminarea serviciului dimineață, a venit un nepot care s-a întors din țară și mi-a dat un plic. L-am pus în buzunar, m-am dus și l-am desfăcut, am citit, era o poezie. Am citit-o, am zâmbit. Zic, wow, mă pot identifica cu multe lucruri de aici. Și m-am oprit pe la fratele meu, pe la Nelu, că era și numele lui pe plic. Era trimisă de la fratele meu mai mare din țară și i-am citit-o și lui. Când a auzit-o, zice, wow, asta trebuie spusă la biserică. Zic, tu crezi? Zice, oh, ia. Zic, ok, zic, cred că o să o zic cândva, dar nu mă gândeam să o zic astăzi. Însă, vreau să o fi scurtă, este o satiră, de aceea vă rog să fiți atenți, pentru că morala este la sfârșit.
se intitulează Cârcotașul. N-am mai știut ce înseamnă. Shaman me. Și l-am întrebat pe el, zic, ce înseamnă asta? Zice, nemulțumit. Cârtești. Zic, ia? Nu-mi venea minte anymore cuvântul Cârcotaș. Poate e regionalism, I don't know. Anyway, am citit și vreau să o citesc și să fim atenți în special la morala acestei satire. Nimic nu e bine, nimic nu îi place, mereu comentează la tot ce se face. Nu îi place cântarea și nici ce să cântă. În toată adunarea nimic nu-l încântă. Nu-i place ruga, nu-i place păstorul, îl exasperează predicatorul, că nu are o temă, nu are subiect, vorbește de toate, nimica concret. Cu vorba-i domoală ce abia o rostește, o întinde o oră și îl plictisește. În tot vede o stare catastrofală, nu-i atmosferă penticostală. La toți vede paiul, dar bârna nu-și vede. Mai bun, mai capabil, mai sfânt el se crede. Dar de-l chem să lucreze, îți spune, nu pot, mă doare în spate, mă doare în cot. Dar spune că e vorba de o avansare, pe loc o acceptă, nimic nu-l mai doare. Se uită la alții de sus și trufași, e întruchiparea de om cârcotaș. Când astfel se întâmplă, verdictul e grav. Cu el e problemă, el este bolnav. Și unui bolnav de-i pui înainte mâncăruri alese, bine gătite, rămân neatinse pe masă, nu trec. Se uită la ele și înghite în sec. Această satiră cu iz mai poznaș reflectă profilul de om cârcotaș. El nu-i ficțiune, el este, există. De aceea, satira aceasta e tristă. De nu-l știi pe nume, te întreabă mereu, oare nu cârcotașul sunt, Doamne, chiar eu? Și dacă te atinge ce-am spus mai înainte, ia seamă și de viață acestor cuvinte. Zidește și nu dărâma. Unește și nu dezbina. Adună și nu împrăștia. Fă pace și nu te certa. Lucrează și nu lenevi. Aleargă și nu te opri. Mai rabdă și nu cârcoti. De vrei ca în ceruri să fii. Doamne ajută-ne! Cum am zis, m-am regăsit în multe aspecte de aici și cred că mulți dintre noi ne regăsim. Însă aș vrea să învățăm în această zi, când s-a sărbătorim într-un fel ziua de mulțumire, să fim mulțumiți, să nu fim nemulțumiți, să ne cercetăm pe noi înșine. Și acum s-a predicat așa de frumos, nemulțumiții sunt din partea celui rău. El a fost primul nemulțumit, nu i-a plăcut starea, nu poziția care o are, o trebuie altceva. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să ne cercetăm în vederea predicii, în vederea acestei satire, și să fim niște oameni mulțumiți, așa cum ne spune cuvântul, că cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Timpul a trecut, însă aș vrea să mulțumim Domnului pentru această zi. Înainte de a face această rugăciune de mulțumire, aș vrea să vă invit pe toți la masa de sus. Frații care ne vizitează, musafiri, everybody, it's more than welcome, ca să vină să servim o masă acolo, dacă cine vrea să cânte, să dea un mărturie sau o poezie, o să dăm loc ca să facă lucrul acesta, o să luăm timp, să petrecem acolo cât ne simțim bine. Ce vreau să spun, cum intrăm în sala de mese, pe partea din dreaptă sunt mese albe lungi, nu sunt alea rotunde, alea le-am pus acolo pentru tineri, ca să stai mai mulți împreună, să poată să povestească, să aibă părtășie împreună cu ei. Celălalt este pentru noi, dar dacă mai rămân mese goale și acolo, putem să le ocupăm toate, chiar dacă sunt de partea tinerilor. Acum vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și ne rugăm Domnului. Ne rugăm cu toții și cerem ca Dumnezeu să ne dea tuturor o inimă mulțumită.
Dumnezeu să binecuvânteze părtășia care să o avem acolo. Și Dumnezeu să ne ajute să îi mulțumim întotdeauna pentru toate lucrurile, că tot ce avem, tot ce ne dă, vine de la El. Mâncarea este bună, au pregătit-o surorile noastre aici, este turchii, este sarmale, tot homemade, să vă invităm să participați și haideți să mulțumim Domnului pentru toate. Cu toți intrăm în această rugăciune, după care ne întâlnim în sala de sus la această masă. Cu toți mulțumim Domnului. Tată din cerul, venim înaintea Ta la sfârșit. Hristos, venim la acest sfârșit de serviciu cu mulțumirile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ai fost cu noi în această dimineață, îți mulțumim de prezența Ta, îți mulțumim de cuvântul Tău, îți mulțumim de slujbașii Tăi, Doamne, care au împărțit cuvântul Tău, binecuvântă-i Tu pe fiecare. Doamne, acum mă rog ca Tu să binecuvintezi darurile de mâncare pe care le vom servi. Îți mulțumim, Doamne, pentru ele. Știm că vin din mâna Ta, Doamne. Tu ai binecuvântat pământul, l-ai făcut să rodească. De aceea venim să-ți mulțumim pentru ele. Binecuvântă pe cei care s-au ostenit, Doamne, să le pregătească. Răsplătește, Doamne, ostenerea fiecăruia. Știm că va veni ziua când fiecare faptă bună pe care am făcut va fi răsplătită de Tine. Chiar un pahar de apă care, Doamne, s-a dat numele Tău, va fi răsplătit. De aceea, mă rog, răsplătește ostenerea fiecăruia. Binecuvântă întreaga adunare, întreaga biserică și ajută-ne, Doamne, să ducem o viață de mulțumire, să trăim o viață de mulțumire, să mulțumim pentru mântuirea pe care ne-a adus-o prin Domnul Iisus Hristos, pentru jertfa pe care s-a dat, Doamne, ajută-ne să trăim întotdeauna gata pentru a ne întâlni cu Tine. Te slăvesc pentru toate și îți mulțumesc. Rămâi cu noi, Doamne, mai departe, la părtășia din camera de sus și fă Tu, Doamne, ca totul să facem pentru slava și onoarea numelui Tău. A Ta să fie slava, cinstea și gloria de acum și în veci de veci. Amin. Ocupați locurile, aș vrea numai să reamintesc, pentru că după masă nu avem serviciu. Duminica viitoare, după masă, o să avem cu noi un frate, fratele Nelu Brie. El este rectorul Institutului Pentecostal din București, o să fie cu noi. Vă invităm să participați la serviciu, deci o să fie duminica după masă. Duminica dimineață, mulți dintre noi, dintre frații de aici, o să fie la pardie, o să fie, graduarea. Mulți frați graduează, surori de la institutul, de la Eclesia, o să fie acolo, fratele dimineață la Pardis, iar o să fie cu noi, însă care o să fim aici, ne bucurăm aici, care o să fie acolo, Domnul să fie cu ei.
Doresc tuturor poftă bună, ne întâlnim cu toții la sala de mese și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o părtășie binecuvântată de El. Poftă bună!